Titu Bojin și cei care îl sfătuiesc se înșală foarte amarnic că ne trece la categoria și alții și își permite să dea o, să dea o palmă peste obrazul PNCCD-ului și să discute în mod obscur cu persoane neautorizate din acest partid. Așa a zis și consilier local, nu reprezintă interesele oficiale la PNCCD-ul. Dacă ar fi dorit o discuție cu PNCCD-ul, ar fi trebuit să vorbească cu persoanele alese în funcție. Și cu ocazia asta vin și îi spun lui Gheorghe Ciuhandu să-i fie rușine de 3 ori pentru gestul de a-l vinde partidul PSD-ului. Și pentru treaba asta, el și-a ratat șansa să demisioneze din PNC dacă îi place să păpușeze partidul din afara partidului. Eu le propun colegilor din partid și cât timp voi mai fi și eu aici, doresc să fie exclus din PNCCD, fiindcă acesta este al doilea gest major de pulverizare a partidului. Consilierii locali, dacă sunt excluși din partidul pe listele căruia au fost aleși, cum este cazul nostru de față, căci nu am nicio urmă de îndoială că nu vor fi excluși din partid vineri, pierd mandatul fără să existe necesitatea unei alte intervenții a unui alt partid cu care am fost noi într-o alianță la un moment dat când am candidat. Da? Deci nu există. Nu știu ce s-a întâmplat la Consiliul Județean, vă spun ce este pe lege, negru pe alb. Și da, din câte știu, conform legii, trebuie adus la cunoștința Forumului Democrat German faptul că ei doi sunt excluși. Deci, în fine, eu doresc să-l completez pe Ciprian în sensul de a clarifica lucrurile, fiindcă sunt de profesie și chiar știu despre ce vorbesc. Da? Am și participat la redactarea unor acte în sensul acesta în mai multe comunități locale și le-am văzut și deci cunosc. Ca să vă traduc. Deci să traduc. Este UPT și pe actele care s-au depus la biroul electoral scrie Bogdan Herzog, apartenența politică și scrie PNCCD în dreptul său. Adrian Orza, PNCCD, Flavius Boncea, PNCCD, Elena Wolf, Forumul Democrat German. Și acum să revenim. Secretarul Ioan Cojocari, în ședința de vineri, are obligația legală să încunoștințeze pe domnii consilieri locali că vor săvârși un abuz în situația în care nu vor pronunța o hotărâre pentru vacantarea acestor locuri. Adică situația aceasta nu este cu titlu facultativ prevăzut în lege, ci este obligatorie. Da? Ei nu au calitatea să judece calitatea de membru al unuia dintre membrii Consiliului Local, dacă e membru de partid sau nu, nu au această calitate. Tocmai de aceea legea prevede că în cazul în care Consiliul Local nu ia această decizie, prefectul o poate lua de la sine. Sunt păpușate de Gheorghe Ciuhandu, care și-a permis și în vara anului 2012 să îi impună, nu prin democrația de partid, da? Deci să îi impună cu forța și drept dovadă că am ajuns în această situație. Un ales local al partidului nu își permite luxul acesta de a se comporta după cum este voia și plăcerea. Că nu venim să vindem castraveți grădinarul, da? Cred probabil că e foarte frumos să te poziționezi de bine cu toate taberele. Nu. Domnia sa, ca și ceilalți doi, vor primi un mandat imperativ din partea conducerii politice a partidului să voteze alături de PNL și PDL. Sperăm și alături de Forumul Democrat German, la ședința de vineri. Dacă nu îl vor îndeplini, se situează în afara partidului, într-o evidență care nu mai suferă comentarii și riscă excluderea din PNCCD, fără drept de apel. Adică să te pronunți cu mai multe zile înainte că nu te vei duce. Știi foarte bine că absența de la ședință se numără la negativ, da? Deci n-are rost să intrăm în aceste detalii. Știe foarte bine că e obligat ca ales al partidului să se ducă acolo și să susțină poziția oficială a PNCCD-ului.